엄청 삐그나이드라 다다다. Pasiunile. Ele sunt cele care alimentează și potențează creația, indiferent de formele de manifestare pe care aceasta din urmă le poate căpăta. Oricât de chinuitoare pot ajunge și oricât de tainice le-ar fi combustiile, pasiunile transfigurează realitatea, ajungând în cele din urmă să o recompună în chip fidel fericirii, câteodată chiar și pe note muzicale. În cazul celor doi, Tudor și Călin Andrei s-a dovedit. Au crezut în devenirea pasiunii pentru vioară în vis împlinit și s-au lăsat purtați de talent până dincolo de granițele României pentru al trei. Atunci nu avem sincronizare. Apoi am luat legătura cu profesori de la București. Prima profesoară a fost doamna Olivia Papa, de la Liceul Georgenescu. Apoi am luat legătura cu doamna Elena Pârvu, de la Iași, profesoară la conservator, cu care am lucrat foarte mulți ani. Și apoi eu am fost primul care a plecat la liceu, la București, la Georgenescu, unde am lucrat cu domnul Beno Schwarzman și Laurenția Onose. Apoi fratele meu a hotărât să rămână în Bârlad, la liceu aici. Eu apoi am făcut primul an la conservator, tot la București, cu domnul Dan Claudiu Vornicelu și cu domnul Beno Schwarzman în același timp. Am făcut un an pregătitor înainte de conservator cu domnul Gabriel Croitoro, iar apoi am plecat la Londra să studiez. Academia Regală de Muzică din Londra este recunoscută la nivel mondial drept una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior. Anual, mii de studenți din toată lumea încearcă să treacă examenul de admitere pentru a frecventa cursurile școlii de muzică. În 2005, Tudor a reușit. Mai târziu și Călin a știut că poate și a avut dreptate. De acum, providențial sau nu, drumul Bârlad, orașul natal Londra, trebuia parcurs. Fiecare student care vrea să ajungă acolo trebuie să dea un examen de admitere, care este foarte scurt, de fapt, însă foarte greu. Comparând cu alte locuri unde se cer foarte multe lucruri și etape pentru proba de vioară, trebuie să cânți ore întregi de studii, game, ei nu au nevoie decât de 10 minute, ceea ce de ajuns, ca să-și dea seama dacă meriți sau nu, pentru că vin sute de studenți și n-au timp. Oricum, audițiile se desfășoară pe parcursul la 2 săptămâni. Și bineînțeles că sunt etape și la vioară, prima etapă și a doua etapă. Iar pe lângă asta, în decursul zilei, ai tot felul de probe de armonie, pian, teorie, solfegiu, ritm. Și apoi se face o medie, probabil, și îți trimiți scrisoarea acasă. A fost o șansă, acum 6 ani de zile, când băiatul cel mare, Tudor, a reușit să obțină un loc la Academia Regală de Muzică. Noi am luat-o aceasta ca pe un semn și că, spun așa, că totul, porțile i-au fost deschise, așa că nu puteam rata o așa șansă ca băiatul cel mare să nu meargă să-și urmeze, spunem noi, drumul. A fost ca ceva predestinat și noi atunci, ca părinți, a trebuit să facem eforturile necesare ca el să poată să... și, nu știu, să folosească această șansă de a studia în străinătate. Noi pur și simplu am plecat acolo să studiem, am vrut să ne perfecționăm. Și chiar eu am avut șansa să întâlnesc un mare violonist și profesor român, profesor la Academia Regală de Muzică din Londra, domnul Remus Azoiței, care în ultimul meu de liceu, la concertul absolvenților, ne-am cântat, a fost prezent în sală. Și după concert a venit și a vorbit cu mine. Am ținut legătura cu dumnealui. M-am mai ascultat între timp, de câte ori a venit în țară, și mi-a propus să vin să încerc să dau admitere la Londra să studiez cu dumnealui. Mi-a spus că va fi foarte greu, dar merită încercat. Și am încercat, a fost greu și până la urmă a reușit să fiu acolo studentul dumnealui.
Ceea ce se percepe în genere cel mai greu este evidența. Tot la fel cum lucrul cel mai bine ascuns este de fapt cel care se află mai la vedere. O teorie simplă, lesne de observat cu precădere în societatea contemporană românească, o teorie care, din păcate, devine funcțională și atunci când vorbim despre talent. Înainte de a-l observa, de a-l aprecia, înainte de a-i cântări valoarea, cinstit sau nu, ne uităm peste diplome. Ce bine că Tudor și Călin le-au obținut și pe acestea în urma concursurilor naționale și internaționale la care au participat, după care, desigur, au venit concertele, însă importante din țară și mai ales din străinătate. Dați seama, ca mamă, cred că m-am obișnuit foarte greu ca să-mi plece copilul de acasă. Tudor totuși a plecat cu 5 ani înainte de a pleca la Londra. El a studiat în București liceu și un an de conservator. Deja, într-un fel, eram puțin obișnuită cu plecarea lui. Însă plecarea în străinătate, știu că a fost primul drum al lui la Londra, a fost foarte greu pentru mine. Viața muzicală românească pleacă peste hotare, din păcate. Și rămân din ce în ce mai puțin spirit cultural în țară. Și asta face destul de imposibilă practicarea acestei meserii. Dar fiecare muzician care locuiește în altă parte, în alte țări și lucrează, de fapt, au posturi în alte țări, vin și concertează cu plăcere în România. Tot ce pot să facă ei, nu noi, noi suntem la început, dar cei consacrați, ajută România din afară. Și vin și concertează în România cu regularitate, unde se poate, la filarmonici, în sălile importante de concerte, care încă mai aduc public. Și publicul este din ce în ce mai rar. Iar apoi, muzicienii români servesc țara în afară. Știți? Adică duc numele țării, prin muzica lor, în afara granițelor. Faptul că ești din altă parte nu surprinde pe nimeni. Majoritatea marilor muzicieni vin din partea, în ce privește pianul, violoncelul, vioara și alte instrumente, vin din părțile estice ale Europei. Și într-un fel ei se așteaptă ca cei estici să fie buni la muzică. Și e puțin mai relaxant de știu lucrul ăsta. Mie îmi place foarte mult orașul. Încă mai locuiesc acolo. Fratele meu e în Viena. Momentan. La fel, ele mi-a deschis drumul către Londra, fiind acolo la Academia Regală, studiind deja. Sunt de 4 ani, sunt în ultimul an la Colegiul Regal de Muzică și sper să pot să rămân, pentru că îmi place. Ceea ce determină, eu știu, un copil ca să studieze în altă parte, sunt condițiile în care studiază, pentru că în străinătate pot să vă spun acum, în cunoștință de cauză,
altfel se desfășoară lucrurile acolo, altfel au condițiile materiale, condițiile de studiu. Eu știu, procesul de învățământ este organizat altfel, mai bine, și ca să nu fim ipocriți, și starea materială a unui absolvent după ce termină studiile în străinătate este mult mai bună ca aici în România. În general, cred că e bine să fii din locul în care ești, cred. În Londra cred că e bine să fii englez, în primul rând. Nu știu dacă folosești așa mult să fii din altă parte, în special din România, sincer să fiu. Însă n-am întâlnit niciun fel de problemă, așa să zic. Fiecare străin e un pic reticent așa cu persoana care vine din alte țări. Asta e un lucru atât de natural. Și asta o întâmpină fiecare. E și de spus lucrul ăsta că există. Dar, în general, oamenii sunt deschiși și mai ales dacă faci muzică, artă, dacă faci ceva bun și îți dai silința și ai venit acolo cu un scop, în mare parte ai cât de cât portițe deschise. Viața de student în Londra e foarte bogată, sunt multe lucruri de făcut. În afară de studiul zilnic și mersul la școală pentru cursuri, sunt multe activități care se întâmplă. Să fii student în acel oraș, Londra, este un lucru frumos. Cred că este orașul cel mai animat din Europa și probabil nu mi-aș fi dorit să studiez în altă parte. Pentru acei ani, între vârsta de 20 și 25 de ani, cred că am fost în locul perfect. Și din punct de vedere al, ce zic, timpului liber pe care mi l-am petrecut acolo. Sunt foarte multe atracții, foarte multe lucruri de făcut, foarte mulți tineri, locuri în care poți să ieși cu prietenii, parcuri, multe cinemauri, teatre, săli de concerte. Ca părinți, bineînțeles că ne dorim ce e mai bine pentru ei, în special în domeniul carierei, pentru că ei pentru asta ne-au vitregit de prezența lor. Și pentru asta am făcut, eu știu, eforturile care s-au făcut, pentru că au fost niște eforturi și sufletești și, eu știu, și de timp și de materiale. Din câte știu eu, pentru că prea mult copiii nu ne spun, pentru că au, așa se spune, că dacă vrei să reușești cumva, e bine să mărturisești cât mai puțin, să ții pentru tine și ca să-ți păstrezi energia, să poți să te focalizezi pe obiectivul respectiv. Dar ce știu eu, că Tudor vrea să studieze, cel mare mă refer, vrea să studieze în continuare la Viena o perioadă, pentru că Viena este o altă școală de muzică ca manieră violonistică și totdeauna se spune că un tânăr violonist trebuie să fie suma mai multor profesori. Totul s-a întâmplat foarte brusc. Am luat legătura cu un profesor, prin doamna Alice Cosa, cu domnul Iosef Hell, un profesor vestit acolo, membru al Filarmonicii Vieneze, care este profesor la Facultatea de Muzică. I-am scris și a zis, poți să vin două zile să-mi cânti? A zis, da. Am luat biletul de avion și în două zile eram la Viena și am cântat. Mi-a spus, ok, aș vrea să lucrăm împreună, am putea să lucrăm împreună, dar nu se știe dacă o să am loc la clasă. O să te anunț. Asta se întâmpla într-o vară, în iunie. Apoi toată vara am mai ținut legătura cu dumnealui, am vorbit probleme tehnice despre vioară prin e-mail. Iar aproape de sfârșitul lui august mi-a zis, uite, am un loc liber, vrei să vii din septembrie la început? Mai erau cam 10 zile. Într-un fel îmi luase în gânduri și am zis, bine, vin. Și bagajele făcute și am ajuns la Viena.
a început o nouă viață. Practic mi-am dorit să stau doar un an, să fac un curs de perfecționare cu dumnealui și apoi să mă întorc la Londra. Între timp mi-am dat seama că Viena ar fi un mediu poate mai bun pentru mine, pentru felul meu de a fi, pentru sufletul meu. Este o viață muzicală foarte puternică, o densitate de muzicieni foarte mare, se face muzică la nivel înalt. Mai mic, mai relaxat, mai blând. Am înaintat și eu în vârstă. Londra e ca o junglă. Și am vrut să stau într-un loc mai mai așezat un pic, cu oameni mai domoli, cum e Viena. Și e și un oraș mai ieftin. Asta contează, știți? Londra e scumpă. Nu cred că locul unde studiezi este este prioritar. Cred că aspirația pe care o ai, dorința de a performa, faptul că dorești ceva să spui lumii și atunci de aici pleacă, cred că de aici de fapt este motorul unei evoluții în artă, în speță în vioară. Vin mereu cu mare drag aici. Îmi place să fiu acasă, să fac exact ce făceam acum, știu, mulți ani în urmă. Să revin la o viață mult mai simplă, să vin în locul ăsta să studiez, la școala de muzică, unde am studiat de la 6 ani. Cumva am avut o datorie să venim și să cântăm împreună. Toată lumea de aici știe că amândoi am plecat. Am avut o datorie morală pentru oraș. Am cântat de multe ori în locul în care v-am cântat diseară, în pavilionul Marcel Guguiano. Mereu am cântat separat. Și până la urmă s-a pus problema, de ce nu cântăm și împreună? Și apoi cu domnul director, Mircea Mamălăucă, am hotărât să punem un program împreună cu lucrări inedite, celebre, în mare parte, și frumoase, care sigur vor plăcea publicului. S-au născut aici și primii pași în domeniul muzicii i-au făcut tot aici la Bârla. Sigur, v-ați dat seama că este vorba de Călin și Tudor Andrei, cei care în ultimii 5 ani, în mai multe rânduri, au concertat aici. Thank you.
să vă număr atât de mare, pentru noi nu este decât un frumos cadou în seara asta, pe care ne-ați oferit. Am spus-o și mereu voi spune că orașul Vârlad este un oraș cu un mare simț pentru artă și gust pentru artă. Și e un oraș cultural, mare iubitor de artă. Tind să cred că este orașul cel mai, cel mai, cu numărul de locuitori.